hai să zicem, călugăr săracu, știți, împingea ușa și împingea și dracu. Și dracu era mai tare, el, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Dar dracu împingea mai tare și Elviru, dacă l-a văzut că Elviru, Doamne Iisuse! Și a apărut Iisus. Doamne, v-am chemat ce? Am venit când m-ai chemat cu adevărat. Până acum, și dracu profita de faptul că nu era un erou, ci era un falsificator cu marele daruri. Dragii mei, feriți-vă cu orice chip de a rămâne într-o mediocritate, adică într-un fel de a te numi creștin numai cu ceea ce faci. Da, dacă faci ceea ce trebuie, că nu în multe însemn mult un cuvânt, deci nu multe, ci mult, dacă acest ce face mult, a păsat că nu ne interesează calitatea lucrurilor, ci interesează apăsarea noastră pe adevăr. Și nici nu te ajută Dumnezeu. Pentru că există numai și numai eroism în ceea ce a făcut Dumnezeu un om și în împărăția cerurilor. Nu există milogi. Știți, să știe foarte mult, s-a înrădăcinat că Dumnezeu e milosiv. Nu se pune problema, nu avem cuvinte să arătăm cât de milosiv și cât de iubești. Dar ne vrea oameni de cruce.